PNL, în Clocuț. Adriana Seftoiu, atac dur la adresa lui Orban, puterea e întotdeauna cel mai bun test pentru caracter. PNL e în fierbare după excluderea senatorului Daniel Zamfir din partid. Într-o postare pe Facebook, Adriana Seftoiu are un mesaj dur pentru liderul PNL, Ludovic Orban. Colegii mei considera că e mult mai important să participe la edine de partid, mai ales când trebuie excluși unii colegi. Vai, draga Ludovic, cât de critic ai fost la adresa fotilor preedinitaricianui Antonescu, decât la activitatea parlamentară. E pernicios modul în care suprapunem ediniele de partid peste activitatea parlamentară, dar și modul în care sunt motivate excluderile. Sunt motive mult mai serioase decât cele imputate colegilor propuși acum pentru excludere, care ar trebui să ne fac să lăsăm capul în jos. Cam atâia mai eram în plen la finalul ediniei. Pana acum, nu m-am înțeleat în predictii. Când spuneam că alianta cu PSD, adică US, e o minciună pe termen scurt pentru PNL, zic că niciodată Crin Antonescu nu va fi nominalizat ca si candidat al acestei aliante. Am fost exclusă din PNL. Am lăsat scorul, in plic închis, unui coleg PNL. Ne-am reîntâlnit în 2014 și a oferit cafeaua turcească. Am lăsat și astăzi un plic închis pentru 2019. Aș vrea să pierd. Dar, și după ziua de astăzi, s-a însemnit. Ludovic, puterea e întotdeauna cel mai bun test pentru caracter. Inclusiv pentru cei care acum îi recita partitura, a scris Seftoiu pe Facebook.